Duminica aceasta, credincioșii greco-catolici din Hoteni și nu numai, sunt așteptați în număr cât mai mare la un eveniment important din viața comunității și anume sfințirea bisericii cu hramul Fericiții Episcopii Martiri din parohia Hoteni, care va fi oficiată de episcopul greco-catolic Vasile Bizău. Avem deosebită bucurie și onoare de a vă invita să luați parte la sfințirea bisericii parohiale cu hramul Sfinții Episcopi Martiri. Programul va fi următorul. La 9:45 va fi primirea preasfințitului Vasile Bizău. De la ora 10 va începe ceremonia de sfințire a bisericii. La ora 11 va fi Sfânta Liturghie. După Sfânta Liturghie urmează un moment foarte important la sfințirea unei biserici. Miruirea se face în biserică. Se intră în altar, se sărută Sfânta Masă și apoi, la ieșire, vor fi toți credincioșii miruiți. După aceea, credincioșii noștri vă așteaptă și la o agapă frățească. Ne bucurăm de acest eveniment atât de important în viața parohiei noastre. Vă așteptăm cu mare drag să participați la acest eveniment. Construcția noii biserici a început în anul 2017. Biserica este construită nouă. Arhitectul bisericii este Nils Auner din București și constructorul care a construit această biserică este Taina Lemnului, reprezentată de firma de Vasile Pop din Desești. Data începerii acestei construcții a început în anul 2017, când s-a turnat fundația și după aceea, anul trecut, am ajuns în stadiul în care ne găsim astăzi. S-a terminat construcția aproape în totalitate.